Casa Apei din Târgu Mureș, dedicată rețelelor de apă canal, este printre puținele din România și din lume. Pe lângă abordarea tehnico-istorică, aceasta promovează, sub deviza Drumul spre civilizație, importanța vitală a apei pentru dezvoltarea comunităților sub toate aspectele. Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea în Târgu Mureș au o tradiție de peste un secol, fiind printre cele mai vechi din România. Între anii 1907 și 1913, primul sistem de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a fost construit și pus în funcțiune. În 1908, prima uzină de apă a orașului a început să alimenteze târgul. Așadar, în 2008, alimentarea cu apă în Târgu Mureș a împlinit 100 de ani. Timp de peste un secol, aceasta a reprezentat o sursă de dezvoltare și de civilizație pentru întreaga comunitate. Drumul parcurs de la fântâna cântătoare a lui Bodor Peter până la prima uzină cu apă de apă a orașului și până la operatorul regional compania Coasef de astăzi, reprezintă practic, simbolizează practic dorința târgu mureșenilor de a trăi mai civilizat și mai sănătos. Reprezintă practic drumul spre civilizație. Casa Apei, pe care o inaugurăm astăzi, promovează, pe lângă perspectiva tehnico-istorică, promovează tradiția pe care orașul nostru o are în domeniul serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, precum și importanța vitală pe care acestea o au pentru dezvoltarea comunităților din toate punctele de vedere. Prin amenajarea acestui obiectiv, să aduc un omagiu celor mulți și neștiuți care, timp de mai bine de un secol, s-au pus în slujba comunității pentru a aduce în fiecare zi apa în căminele noastre. Într-o xilogravură din anul 1821 este înfățișată faimoasa fântână cântătoare construită după planurile lui Bodor Peter, rămasă în memoria posterității drept fântâna lui Bodor. Fântâna aduna apele de pe colina cetății, punând în funcțiune un mecanism care cânta. Este prima formă de captare și distribuire publică a apei în Târgu Mureș. Alimentarea cu apă în Târgu Mureș are o tradiție de peste un secol, fiind una dintre cele mai vechi din România. Ideea cu casa apei, cum ne-a venit sau de ce am făcut-o? În primul rând că, așa cum a zis Edmond Hillary, că s-a căsărat pe Everest pentru că exista. Că ne-am trezit cu această locație care erau niște bălării și o casă care aproape se dărâma. Am zis că ceva trebuie să facem cu ea și ne-a venit această idee să facem casa apei, care nu este un muzeu propriu zis, nu respectă toate normele unui muzeu, ci se va vrea să fie relația publică sau locul de relație publică cu dumneavoastră presa și cu parteneri de-ai noștri. O să avem acțiuni pentru copii. Noi avem o relație foarte bună cu școlile. Copiii vin foarte mult la noi, clase întregi, să vadă uzina de apă, stația de proare. Totul va începe și se va termina aici cu o joacă. Încercăm să fie un fel de interfață a companiei, pentru că locul, după cum vedeți, este foarte, foarte fain și cred că și iarna va fi frumos. Și o să fie deschis în permanență pentru public, nu va fi taxe de intrare. Cine se plimbă către platoul Conești, aici poate să facă o pauză pentru o gură de apă proaspătă sau poate la iarnă un ceai și să viziteze și interiorul pe care o să vă rog să vizitați și dumneavoastră. Și, într-adevăr, cum a spus și domnul Tomoriț, să-și facă și o idee despre istoria alimentării cu apa orașului. În perioada 1907-1913 a fost construit și pus în funcțiune primul sistem de producere și distribuție a apei potabile, format din puțuri de apă, conducte de apă și de canalizare, clădire administrativă, uzina de apă, stația de epurare, bazine de acumulare și stații de pompare. În 2008, sistemul de alimentare cu apă din Târgu Mureș a împlinit 100 de ani de la înființare. Timp de un secol, acesta a reprezentat o sursă de civilizație și dezvoltare pentru întreaga comunitate. Compania Coasef a inaugurat astăzi, alături de dumneavoastră și de reprezentanții instituțiilor locale cu care colaborăm, Casa Apei din Târgu Mureș. Casa Apei din Târgu Mureș este printre puținele astfel de obiective din țară și chiar din lume. Și ideea este să promovăm tradiția pe care Târgu Mureșul o are în domeniul serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, precum și importanța pe care acestea o au în dezvoltarea comunităților sub toate aspectele. Totodată, Casa Apei va ajuta pe cei care o vizitează, comunitatea în general,
chiar și copiii, pentru că, după cum ați văzut, sunt și zone amenajate special pentru ei, să cunoască și să înțeleagă tradiția veche de mai bine de un secol, printre cele mai vechi din România, în domeniul alimentării cu apă potabilă și al canalizării. Este de special, după cum spuneam, este printre puținele din România și din lume, astfel, un astfel de obiectiv care, practic, prezintă istoria alimentării cu apă potabilă și, pe lângă asta, și faptul că Târgu Mureșul are o tradiție veche de peste 100 de ani, printre cele mai vechi din România, o face cu atât mai special. Așadar, așteptăm vizitatorii, intrarea este gratuită, oricând în drum spre platoul Cornești sau chiar special pentru Casa Apei, se pot opri pentru o gură de apă proaspătă și pentru a vizita exponatele care le conține. Drumul parcurs de la Fântâna Cântătoare a lui Bodor Peter la prima uzină de apă a orașului construită în 1908 și până la operatorul regional de astăzi reprezintă dorința târgumureșenilor de a trăi mai sănătos și mai confortabil. Vizitarea Casei Apei este gratuită.